Ok, am ajuns, e ora 1, întind șosculele și pregătim nada și vedem ce avem de prins. O partidă scurtă, vreau să fie o partidă scurtuță, nu mă aștept așa la capturi grele, deoarece am venit și târziu. Viermuși, râme, chiar o să vă arăt de acasă de unde iau eu râmele, e ce trebuie, uitați. E greu, se lasă greu pe zonă și canadă, folosesc de la Claumar, miere, o nadă cu aromă de miere, vreau să încerc ceva dulce, să vedem cum lucrează acest sistem. Apropo, la Claumar găsiți toate produsele de pe piață, pot spune, un super magazin. Și bineînțeles 5% reducere dacă folosiți numele Shari în codul de reducere. Că trebuie. O amestecăm cu apă din baltă. Nu necesită sitare deoarece bulgării se sparg în contact cu apa. Și nu îi punem pe momitor, doar îi aruncăm în apă. Așa. Ea va lucra oricum 10-15 minute, dar totuși trebuie să o avem gata făcută și nu știu dacă se văd undițele mele acolo. Dăm noi așa să facem pătuț de nadă, ăla e. Și de acum așteptăm să vedem ce capturi avem. Ăla e. Uite, a venit băiatul ăsta cu noroc. Hai, tată, hai! E de liniuță de marine, marine! Hai, nu mă lăsa, nu fugi cu mine în altă lume! Hai, de liniuță, n-auzi, de liniuță de marine, marine, marine! Hai, la tată, hai! Ăla e, măi. Ia purli, băi! Ia uite, ai văzut? Da, imediat. Da. Ai văzut că își arată firul finețe? Frumos, șobolan. Se lasă aștepta, dar vine până în ultimul ceas. Cum? E curat, da? Haideți să vă arăt și cum pregătesc momeala, că probabil vă întrebați. Shari, de brodere, cum pui râma sau momeala? Momeala o pun așa. O bucată de râmă. Uite așa o pun, dar nu o scot până în vârf, adică să o umplu cârligul cu râma. Așa ca alunec. Uite așa. Așa. Fac, cum spune fratele meu Oane, un carcalet. Și la ce am văzut că am prins eu azi? La așa ceva. Deci, așa las râma ca să aibă loc și doi virmuși. Ce mai vrei? Uite așa, unul aici, finuț așa, și încă unul aici. Pac. Eu zic că e momeala, hai de capul meu, super perfectă. Rupere. Data trecută nu mi-am mai luat salteaua. De data asta am luat-o. E ora 3:20. Cam la 15 minute așa o prezentare. Mai răruț, dar e, pentru vremea asta, e ce trebuie. Ia, că nu mai văd asta, uite-l. Hai că mai a venit un băiat. Tată. Hai la mine, hai, mamă. Ia uite-mă ce nervos e. Ah.
haide. Haide. Ești negru și frumos? Ia uite mă ce frumos e. Bun. A? Ia uitați-l, fraților. S-a lăsat serios. Abia ce am schimbat o râmă cu virmuș, e chestia că firul e de la șmecher finuț, camuflat, nici nu cred că se poate observa, nu știu. Și ia uitați. Aha, l-am luat bine. Acum chestia e că la carcalete, la râmă și viermuș, cum se spune, carcalet, gen, văd că merge. E într-adevăr o zi mai puțin merge pe combinație. Ia uitați, vedeți? Deci, se pare că e interesat de acest tip de momeală. După cum se vede, e peștele bălții. N-are un solz lipsă. Nu e din populari. E frumos. Îl adăugăm la colecție și vedem mai pe seară ce și cum. Programul e de la 7 la 7 pe această baltă. Ok, haideți să vă mai arăt o dată cum pun eu. Și cum văd că merge ok. Deci am un fir de 0,16, nu știu dacă se vede. E mișto firul, e foarte finuț. Pun prima oară o râmă. Dar să știți că nu o pun până în cap, se umple cârligul. Uite așa. Să las tu pe cât de cât. E mai subțire râma asta. Și cârligul e destul de micuț. Văd că... Deci uitați, până să se umple cârligul, cam 3 sferturi. După care îi las vârful liber. Și, de exemplu, pun 2 virmuși. La ce l-am luat acum? La 2 virmuși. Dau rămân apoi spre coada cârligului. Și avem aici 1. Și a căzut pe jos al doilea. Apăsați un pic pe el ca să se umfle, să iasă partea aia, ca să puteți să-l agățați bine. Și după cum vedeți, e foarte interesant, se mișcă, e o momeală 3D și râma și virmul și se mișcă foarte șmecher. Și în apă cu el. Ia să vedem. Undiță de 6 și mai bate vântul, dar îl luăm. L-ai luat la japtă? Nu, vorba vine. S-a agățat de aia. Ia zi, păi până când te zăpăcea ăsta? Ăsta era la care te a mai venit la tine și... refuza? S-a agățat de ăla, da. Foarte bine. Trece-l pe numele tău. Fă-i buletin de... de la tine, de acasă. Ok, fraților. Ușor, ușor, așteptăm. E ora. Ia să vedem. 5 și 5 minute. Încă 2 ore. Dar asta e, ne facem damblau, a început și sare într-o veselie pe partea cealaltă. Și mă crezi că mă gândeam să o scot? Mă gândeam să o scot ca să-i dau un refresh. A venit, tata, a venit. Ce să le-am, bă, ce pescar sunt eu dacă am uitat capul de mincioc acasă? Adevărat am via vărule. Iau și eu așa. Mă, ce să zici? Uite mă ce baboi e ăsta. Mama, hai sus. Ah, să moară la risc. E greu, bă, ești nebun, abia îl ținea firul. Ok. Încă o bucățică frumoasă. Mă dau mai așa. După cum se vede, e firul mai finuț. Asta e chiar frumos. E la jumătate de kil. Nu mi-am luat un degorjor și mi-am uitat și capul de mincioc acasă. Ca un pescar fericit. Mamă, miroase peștele ăsta numai ea. N-a de aici nebun. Am dat după el. S-am zis eu că mai iau încă un kil, un kil jumătate.
schimbă-le, dar tot așa, știi, cu... Uite, se duce acolo lângă aia? Da, că începe să își ia viteză. Uitați și aici, la fel. I-am pus o rumă mai groasă, dar modific traiectoria. Doar ce am aruncat-o pe aia și ai că am aruncat-o odată, nu așa, că bate vântul. Acolo, e perfect. Bun, și aici la fel avem un cârlig foarte șmecher. Mi se pare că e de 18. Trebuie să mă uit și la plută, că e ce trebuie. Și aici la fel. Tot așa, hai să pregătim o râmă. Chiar am primit diverse întrebări. Arată-mi și mie și Ari cum pregătești momeala. Bun, cel puțin pe, și nu e vorba că numai pe balta asta. Peste tot puteți încerca mai multe combinații. O râmă, uite așa, ca să iasă un pic vârful cârligului și un viermuș, nu neapărat doi. Uite-l, ia uite-l vărul. Da, nu e și n-am apucat să o pun la asta, la altă. Uite-l. Și fii atent, până s-a dus să se... Bă, ia uite-l, mă, ce țapăne, ia uite-l. Nu ți-am zis că a venit imediat? Uite-l. Nici n-am apucat. Ai văzut? Unul după altul. Fii atent, e tot de la negru, ia uite-l. Da, da, da. Da, uite, e negru tot, uite și coada tot. Ia uite-l. Și uite la ce a venit, uite. Și ce frumos l-am pișcat. La râmă și la doi viermuși. O râmă și doi viermuși. Mai e cineva pe baltă. De fapt, sunt mai mulți. Da. Mă întreabă cum l-am ginit. E, uite, acum trebuie să-i fac din nou mâncărica și să-l arunc. Asta e, i-am dat și nadă, deci... Contează, i-am dat ceva dulce. O să mă spăl pe mâini și o punem din nou și o arunc, după care o să o pregătesc pe cea de la boloneză. Dar ia să vedem unde o am. Uite aici. Ia. Așa, trebuie să fac din nou toată combinația, să se agațe acolo. Așa, ca să vedeți și voi. Ia uite. Timp în care se și liniștește zona acolo, că dacă am mai prins un caras, vă dați seama, când îl scot afară, se produce bălăceală. Firul, cred că abia se vede. E un fir camuflat. E un fir 6D, șmecher, de 0.16. Bun, hai să vedem ce avem pentru el. Deci trebuie să fiu atent că ziua a fost mai puțin productivă pentru unii. Nici eu nu am luat foarte, foarte, pentru că s-a mai limpezit apa dacă a plouat, s-a mai răcit afară. Dar asta, na, trebuie completată cu... prezentarea pe baltă, deci ești prezent, încerci, na. Mai fost și persoane care au prins mai puțin, unii care n-au prins deloc. Așa e la pește, uitați, atât, vedeți? Dar la aceasta o să adaug un vierme alb, un vierme roșu, doi viermuși. La acest carcalet, cum îi spune. Se pare că la cealaltă, mai am una în apă, nu... a fost atât de interesat cum a fost interesat la aceasta. Vedeți? E super ok din punct de vedere cum arată. Ia să vedem. Îl aruncăm în partea aia contravântului. Perfect. Îl punem aici în combinație și așteptăm. Timp în care n-am apucat să fac... deci doar am pus râma aici, cum vă arătam. Doar am pus râma și n-am apucat să pun viermușii și o să fiu atent eu că poate trage. Nu vreau să fiu nesimțit, dar mi se pare că trage la cealaltă. Să vedem. Folosesc două undițe și o boloneză, două undițe de 6 metri. Hai că intră în cealaltă, că bate vântul.
E de verificat, pentru că trebuie văzută cât să setați apa. L-ai luat? Uitați aici, pun și eu și băiatul ăsta scoate și el. E dorduliu? Da. E frumos. Bravo, Vorle. Deci se pare că a început să meargă, nu? Ai văzut? Bun, și am pus unul alb și pun și unul roșu. M-am uitat eu cât ai fost tu plecat. Ia uite ce a sărit acolo. Ai văzut? A început să... De. Bun, așa că data trecută mi-a scăpat. Și acum să dăm și cu Bolo. Bolonieza... Ia să vedem cum e peste... Care? S-a scăpat altul? Mamă! Hai, lasă-mă, e bine că a început să merg. Și după care o vom pregăti și pe cea din mijloc. O scot, să o reîmprospătez. Na, stai că deja, uite, am pierdut aici la mal și a intrat brădici de asta pe ea. Contează foarte mult să aveți grijă și să curățați de câte ori scoateți brădișul ăsta ca să fie mai ușor de descoperit de către pești. Ceva îmi spune că ajungem la limită și o să meargă treaba bine după jumătatea zilei, gen. După cum se observă, ok. Așa. Nu trebuie să se mai ducă în apă până o mulinez ca să o pot arunca. Uite așa. Și acum am eu un loc acolo, perfect. Și o aduc aici și o pun în suporți și de acum așteptăm. E foarte frumos. Ia să vedem la cea de la jumate. Ia uitați. Fiind brădiș mult, stați o secundă, gata. Fiind brădiș mai mult, se mai umple de brădiș și trebuie curățat. Aici am pus două cârlige. Am și prins, pentru că într-o parte să ele se desfac, după cum observați. Deci am pus două cârlige și am două șanse. Văd că râma e tot țapănă și îi schimb doar viermușii. Râma e ok, se prezintă bine și bag doi carcaleți. Carcaleți. Ați văzut, am luat unul după altul mai devreme. Trebuie așteptat să-i mai arunc niște nadă. Eu folosesc nada de la Claumar cu miere. O nadă de crab, caras. Eu, sincer să fiu, am vrut să încerc o nadă dulce. De exemplu, aici pun doi viermuși albi la un cârlig, iar la celălalt cârlig și folosesc modelul Sharica linie. O să vă mai arăt odată cum se face. A, uite, dacă nu mai mișcă râma, gata, haide să o scoatem. Așa. Și o schimbăm total. Ce să mai punem? Ceva proaspăt dacă vrem să capturăm, să fie treaba. Ok, asta e ultima oară când vă arăt, când am încărcat, să nu vă plictisesc, dar vreau să înțeleagă unii și alții. Ia uitați cum e râma asta, o fac pe din două. Masterchef, direct, haide. Hai că merge. Și avem aici, eu filmez cu GoPro-ul, GoPro Hero 7 Black. Uite așa, și las loc pentru un viermuș roșu, de exemplu. Cealaltă parte la cârligul celălalt am pus viermuș alb. Aici pun viermuș. Ia uite ce a sărit. A, nu. Asta e, începe să sară. E la bătaie. Iese ușor, ușor, așa. Și avem așa ceva. Da? Apa e ce trebuie. E bine, am dat un pic mai mare. Exact acolo. Iar pe cealaltă o voi da în partea cealaltă. Vedeți că de câte ori o scot, verific aici să nu aibă verdeaț, brădiș. Perfect, se prezintă perfect. Acum
Acolo e ce trebuie. Și avem tot ce trebuie aici. Să ne înarmăm cu răbdare și la relaxare. Ok, fraților, ajunge. E ora 6:30. Gata, punem și noi punct. Deoarece am rămas oricum eu și cu încă un băiat, ultimii de pe baltă. Strânge și el, strâng și eu. Ce să mai, hai să vă arăt captura. Pe toți vă interesează asta. Ia să vedem, acolo câțiva peștișori. Haide, pentru o zi în care nu prea s-a prins, nu prea a mers, peștele nu prea a vrut să coopereze. Eu zic că e ok, ce vrei? Pentru câteva ore acolo, pentru 6 ore. Mai neproductive decât partida precedentă, dar... Iese de o saramură, cum se spune. Stați un pic că sunt sălbatici ăștia, ia uite-mi. Dans pe ei, haide sus măi tăticu mă. Haide, hai că e ceva, hai. Ho, 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 o tortila, ho. Cam atât am prins fraților astăzi. Ăsta e cel mai baban cu ăsta. Dar sunt frumușei. E aici un kilogram, 2 kilograme, cam sunt. E ok, pentru perioada asta au fost unii care nu au prins mai drogă. Ce zici? Câțiva peștișori? Tu ce ai prins iară? De curiozitate, așa. Să vedem... Parcă mai mulți ca mine, a? Păi oricum ai venit de dimineață tu. Da. Da. Foarte bine. Ce vrei? Asta e pentru vremea asta. Cam atât, fraților. V-am arătat și ce am prins. Capturica. Haideți să o punem frumos într-o găletușă. Aici. Am mai rămas niște... nadă frumoasă pe care o să o păstrăm noi pentru cealaltă partidă. Așa. Și avem peștișorii noștri aici, capturica de astăzi. Cam cu figuri, ce să zic. Astăzi domnul Caras a avut un pic de figuri și timpul, deoarece de dimineață 0 grade pe aici, fraților, așa că na, e ce trebuie pentru temperatura asta. Mulți n-au prins nimic, dar așa e la pește, trebuie să fim și noi răbdători și o zi mai productivă, alta mai puțin productivă. Nu știu ce au produs lebedele alea. E pe felie. Ok, fraților, cu apusul ăsta frumos în față și cu smartul pe spate, eu vă urez o zi frumoasă în continuare și pentru cei care doresc informații despre baltă, tarife și tot ce vor să știe,